Hai vă salut, bună dimineața, iată în acest material îmi voi da și eu cu părerea despre scandalul dintre uh, George Simion și poliția română și jandarmerie în același timp, dacă din acea dimineață, acum vreo două zile în urmă s-a întâmplat, așa, și îmi voi da și eu cu părerea că văd că toată lumea e, toată lumea a nebunit, da, inclusiv susținătorii. Asta este părerea mea pură și personală. Nu sunt nici fan George Simion, nici dușman George Simion, ca să ne înțelegem. Dar de deci ce s-a întâmplat, pentru cei care nu știu, într-o dimineață de dat, pe la ora 3 așa, nu mai știu, parcă alaltă ieri, ceva de genul, Nea Simion s-a dus cu un autocar, cu autocarul lui Aurș, cu susținători și așa, s-a dus în piața Victorii, fața guvernului, acolo să facă scandal sau nu știu ce vrea să facă la ora aia, având în vedere faptul că el a organizat un meeting pe data de 2, adică mâine, 2 octombrie, da? Și bănuiesc că pentru acel meeting sau protest ai nevoie de o aprobare, corect? Aprobare în ce sens? Nu neapărat că zice la bă, stai că tu îți uite, îți dăm piața să faci scandal acolo, da? Dar ai nevoie de salvare, ai nevoie de pompieri, ai nevoie de forțe de ordine, ok? Că nu e revoluție sau revolt. da? Când e un protest organizat, și ce zic? Ai nevoie de chestiile astea. Bun. A, și s-a dus Simion acolo, a venit poliția, în fine, cu auto care Am înțeles că a condus și o mașină. El a condus mașina, având permisul suspendat. El a condus și deci a comis o infracțiune. Da? A, și având permisul suspendat, asta din media, știu, pentru că în urmă câteva luni a produs un accident cu victimă. Și atunci poliția a spus, bă, ai fost suspendăm permisul. Bun, deci deși avea permisul suspendat, el a condus mașina, după aceea, deși a venit poliția, așa l-a luat, altfel nu lua. Că să zis, da, tu cu ce ai cu mașina? Ia, ia vină cu atunci, tu ai permis? Păi l-am, dar e, aha, ia, ia vină tu aici. Da? A venit garda și i-a spus, bă, cum metre, mută autocarul de aici, că n-ai voie. Da? Lasă ce a fost cu reziștii, cu atunci a fost alt, poate acum s-a schimbat legislația. Atunci era altă legislație, acum e altă legislație. Da? Că îi vedeam pe ăștia pe la televizor. Domne, păi ei stăteau cu caravane, cu căruțe, cu triciclete. Da, păi era, poate era altă legislație. Acum bagabonția din Parlament o fi schimbat legislația. Bă, numai protestele, când ne protest, da, uh, cum să zic eu, au avis pentru protest, o, o, o să stea cu ce vor și cu girafe. Dar dacă nu, n-au voie, n-ai voie să staționeze acolo. Dacă asta e legea, asta e legea. Și a venit garda și a spus, te rog eu frumos să el, eliberezi spațiu. Da? Deci mută autocarul, n-ai voie să stai aici. Și de acolo a început scandalul. da? cine sunteți voi, scoților, bagabonților și așa mai departe? A început ăia să, se tăvălească pe jos. Normal, poliția după aceea a chemat jandarmeria, a luat pe ea cu jap, că a scos din autocar. Da? Bă, n-ai voie, punct strategic. Nu contează că sunt hoți sau sunt hoți acolo. Da? E un punct strategic. La fel ca și la ambasadă. Ia duceți voi la ambasada americană, pune tu autocarul acolo. A? Poți să faci sau la, la, o ambasadă sau la orice. Du-te la Ministerul de Interne sau la Ministerul Apărării. Pune tu autocarul în față și poți scandal acolo. A? Vine aia și te imediat. Deci asta e toată chestia. M-ați înțeles? Deci din punctul meu de vedere, poliția a avut dreptate. Ei au acționat conform legii. Da? A, dacă avea Simion, băi, ia zi, avem trei zile aprobare să, așa, foarte bine, venim și stăm acolo cu autocare și cu alte cele. Dar el ne-a avut, bă, păi tu ai ăsta cum zice, ai avis pentru, sau ce dracu cum îi zice, aprobare pentru protestă, uh, protest, l-ai pe data de două, ce cauți tu aici? În afara orelor de program, nu? Nu ai voie. Și de acolo a început scandalul. Ce să mai... Bă, râsul curului, bă, nene, de râsul curului nu sunt simpatizant George Simion, nici nu sunt dușman George Simion, dar băiatul ăsta pe ce trece să face de tot căcatul, pozează în victimă, eu cred că nu mai e nici sănătos la cap, Vai de capul ăștia, băi, apropo ăștia care-i votați pe toți nebunii ăștia, mare grijă, bă, nene, Nu vă mai lăsați îmbătați de vorbele lor. Bă, într-o țară civilizată, deci ai să o luăm logic, fiți atenți aici ce vă spun. Eu gândesc așa la rece, bă, nene, dacă mă suiam eu cu permisul suspendat la volan și mă prindea, mă prindea pe mine, ne-i ca nimeni, nu mă, adică ne ca nimeni, nu mă știe nimeni, nu sunt persoană publică, da? Ok, era altceva. Dacă mă prindea beat, dacă... E altceva, nu sunt persoană. Bă, dacă nici persoană publică, când ai niște susținători în spate, da? Susținătorii au și ea copii, la rândul lor și susținătoria sunt tineri. Dar tu când ești susținut, când ești un parlamentar, un, un președinte de partid, tu trebuie să fii un model bănene, Adică cum, tu ai permisul suspendat și tu te sui la... Adică tu încalci legea? Păi într-o țară civilizată, în maxim trei ore, trebuia să-ți dai demisia de onoare. Și din parlament, și din partid, și... Bă, îmi cer scuze, a fost... Ne... Ăla e un om civilizat, ăla e un om normal la cap. Da? Bă, într-o țară civilizată. Știi ce zic? Pă la noi el încă făcea scandal. Hoțule! Ho! Făcea la Simion. Să ducea spre polițiști. Mă, pă, bune acum, hai să o gândim la rece. Da? Ăștia n-au zis, bă, nu faceți protest, bă, veniți, bă, pe două și faceți protest. Veniți cu turnul Eiffel, îl puneți acolo, cu caravana lui Simion. Da, pe data de două. Dar nu te duci tu în orice, cu două zile înainte și dimineața, îți dai seama la 3 dimineața, te duci acolo să ce? Mai ales că acolo este, nu că e zona interzisă. Legea spune că tu n-ai voie să staționezi acolo. Nu contează cine ești. Da? Că ești tu Simion, că sunt eu, că e președintele Iohani sau cine dracu e. Eu dacă eram în locul lui Simion, dădeam drumul la cauciucuri la aer. Nu mai pot să plec. Să spar spart cauciucule șef. A? Vezi bă, Simeone, dacă aveai cap. La șmecherie, la șust. Nu știu, au fost cuie pe jos, nu pot să... Mi-ați făcut cheie, voi. Voi, uite, domne, vedeți ca să... Vedeți? Aha. Păi despre ce vorbim, mă? Legea spune, n-ai voie să stai, nu stai. Și gata. Ce a făcut Simion? A încălcat legea? S-a făcut de căcat? Cel mai periculos, în fine, periculos, jalnic este faptul că are dăștia simpatizați care chiar îi dau dreptate. V-am spus, bă, hai să o judecăm la, la rece. Deci hai să o gândim la rece. Da? Pe bune vorbesc. El, nu zic acum să nu faci un protest, nu zici să nu... Bă, dar totuși trebuie să ții cont și din, de, niște, cum să zic eu, trebuie să ții cont de lege. De niște reguli, da, care sunt, bă, ia zi, oare am voie să mă duc acolo să protestez? Da? Pot să mă duc să staționez acolo? Pot să fac chestia, da? E altă poveste. Bă, nu pot foarte bine. A, dacă mă duc pe la... A, și altă, e altă chestie. Păi nu trebuia să ducă cu automobile, trebuia să ducă pe jos, băneni. Vă luați saci de dormit, ăștia care v-ați dus, voi v cu autocarul ca șmecheri. Vă luați saci de dormit și să șapte mii de inși acolo. Până pe data de două, era cu totul altceva. Da? Cam asta e toată chestia. Dar voi s-au dus cu ăsta cu mașina de la mai luat și l-a prins ca pe fraieri, așa și pe ăia cu autocar. Ce să mai zic? Asta este, băi, S-a făcut de căcat, de ce a făcut Simion cu chestia asta? Nu știu, bă, poate îl învață cineva, nu i-a asistat polit, nu pot să-mi dau seama. Dar ce a făcut? N-a făcut nimic altceva decât să-și piardă din uh, credibilitate. În primul rând chestia asta. Lăsă la o parte, ai că aia bună, a făcut el scandalul, bă, că știi, adică nu a vrut să... Cu autocarul aia cade. De, asta nu e cine așa de gravă, totuși ar fi. Dar nu prea, nu prea. Așa, dar chestia e acum, adică, bă, te-a prins la volan, tu având permisul suspendat, da? Deci, asta e mă, nene. Ce să mai... Păcat, băi, păcat că nu mai avem lideri politici, păcat că avem tot, tot felul de măscărici, de la nebuni, bă, nebuni, și, și nu, e număr, că nu e asta, Șoșoacă, Simion, așa, proști incompetenți de ăștia după în Parlament, Guvern, Senat, deci, bă, nene, România a murit din punctul meu de vedere, da? Pentru că, haideți să vă spun ceva, oamenii capabili, deci capabili, din toate punctele de vedere, Ăia, nu zic că o parte au fugit din România, iar alții nu vor să se bage în căcatul ăsta de politic. Da? Despre asta e vorba. Nu vorbă să se bage. Stau pe bară, își văd de ale lor, alții se descurcă, alții se descurcă un pic mai puțin, alții se descurcă și mai mult, dar nu vor să se bage. Pentru că e un căcat, o cocină politică, ca să știți de la mine. Scuzați în -mi cacofonia, da? Asta e toată chestia. Și românii sunt duși de nas, așa cum a fost duși de nas, tot timpul, da? De tot felul de măscărici de ăștia, de nebun de ăștia, care au încredere 100%. Alții sunt marionete, da? Și uite așa românul a votat sperând că se va realiza și nu s-a realizat nimic și tot așa. Și aceeași poveste, ascultați ce vă spun eu, aceeași poveste o să o auzim și peste 20 și peste 30 de ani, da? Deci ascultați ce vă spun eu. Este foarte simplu, da? I-am auzit, de exemplu, asta cu facturile. Au vrut ăștia mai mult, ăștia ies acum în stradă pe doi, problema aplică cu facturile. Au să-i copiezi și ăștia pe italieni. Așa, am și eu o întrebare. În fine, o întrebare. M-am întrebat și eu. Că i-am tot ascultat pe toți. Pe toți am ascultat. Și un, la unul, unul n-am auzit să zică ce zic eu. Păi bă, nene, asta cu facturile mărite nu, țin, nu se nu ține cont că tu ești dependent sau independent de gazul rusesc sau de dracul oricine cineva. Asta e o mișcare la nivel global. Da? am mai spus-o și în alt material. Deci, mărirea prețului la energie s-a stabilit în urmă cu patru ani de zile. Da? Și care e motivul? Deci motivul real care este? Vezi, Doamne, că să poluăm mai puțin. Da? Deci în urmă cu patru ani de zile s-a tot discutat la summit și la Davo și la Mavo și la G27 și la G67. Așa ei s au discutat, bă, începând de la data D, de, de 2020 sau 2021, Așa începem să mărim facturile la energie. De ce? Ca fraierii să consume mai puțin, că suntem mulți pe planetă. Da? Deci asta este adevărata, adevărata problemă. Nu că guvernul, nu, guvernul ne-a mărit. Nu, tati, peste tot, în toate țările s-au mărit e, asta la, la, energie. Da, s-a mărit prețul. Noua Zeelandă, care au oia gaz, au electricitate, au cărbune, au dracu să ia, da? Canada, America. Da? Și multe alte țări care sunt total independente. Nu mai dau Până și la noi în România. Păi noi suntem cam cât. Am înțeles că în jur de maxim 15% din gaz îl importăm. Restul avem. Da? Electricitatea la fel. Dar lăsând România. Zic, mă refer la insule acum și mă refer la țări care, am spus, sunt total independente. Brazilia. Cu Columbia. Madagascar. A? Ia oia gaz de la ruși? Cumpără aia curent de la nu știu de unde dracu? Nu. Deci aici e toată chestia. N-am auzit, bă, pe nimeni. Tot ce fac ăștia care vin pe la televizor. Da, da, guvernul ne-a mărit. Din cauza guvernului. Ha, 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 nu știu ce. Da, mă, da. Ca să obținei capital politic. Și să-și să facă publicitate. Că am văzut tot felul de vedete, de corvete și toate nebunile, toți vin și își dau vai, știți că cu trei dăreștea care mână-mână cu guvernul, bă nene, e mișcare la nivel global, voi ați nebuni la cap? Peste tot s-au mărit, că mă repet. Asta e, iar mișcarea asta, eu am mai spus-o, protest, cu protestul nu se rezolvă nimic, cu revoluția, da. Ok? Cam asta e tot. Și trebuie să fie o reacție la că nu trebuie doar în România, că vine Bruxelles și spune ce a, ce a zis, mă? Păi noi facem frigul în Franța, facem frigul în Germania, facem și voi o ardeți. Pe... Păi da, dar noi avem energie. Ne, ne. Rămâne la fel facturile. Rămâne între ghilimele. Sau da, o ardeți altfel, cum au făcut în țările civilizate. Guvernul alocă niște credite, adică îți bagă ție sau mie în cont 200 300 de euro ca să trecem mai ușor prin iarnă. Adică ne dă așa de amoaca, știi? Cam asta e toată chestia. Da? Deci, măscăriți ăștia cu Naționaliști patrioți care vor ei să-și ia țara înapoi, care vor ei nu știu ce să mai facă, să nu mai plătească facturi și alte chestii, vă spune fratele vostru că nu fac nimic altceva, da? Decât o fac pentru ei, nu pentru populație, pentru ei au nevoie de mulțime pentru voturi și nu se va realiza absolut nimic. Eu tare aș vrea, uite mă închin, să dea Dumnezeu așa să fie, uite mă închin, da? Bă, aș vrea să-l văd așa, pe Simion președinte și pe Șoșoacă prim ministru sau invers. Bă, le dau la ăștia vot de încredere, ia mă să văd ce faceți voi, mă? ce puteți voi să faceți. Că dacă voi realizați ce ziceți voi, eu să-mi bat picioane, las totul aici și vin în curugol gol în România Și -o plec de la, o iau de la zero. Da? Vorbesc foarte serios. Păi ăștia aș vrea să-i văd pre președință, să, pre, asta ți-ați primit așa, să-i văd tandem prim-ministru președinte. Aș, să vedem, pot ei să facă ce au zis, ce au măcănit? Eu zic că nu. Toate cele bune și să ne auzim cu bine, pregătiți-vă că vin vremuri foarte grele, nu aveți mare încredere în... E părerea mea, încă o dată. Și pot să pun, pariu, pot să pun la pariu. Am zis, bă, asta e părerea mea, nu știu ce. Dar nu. A dat și șoșoacă cu muci în fasole, a dat și simion cu muci în fasole. Sunt câțiva ameți de ăștia care să mai îmbată și mai votează. Să îmbată așa cu vorbe de șarte, necunoscând, încă o dată mă repet, cum funcționează un stat. Da? Ce statut are România în Comunitatea Europeană, care au fost înțelegerile între comunitate, etc. După aceea, care au fost înțelegerile între companii străi. Eu, cu, o, în fine, un subiect amplu. Așa, dar știi cum e, mai sunt și de ăștia care, haide mă să, știi? sau de ăștia care cu mai, am, mai am și eu apucăturile astea la un pahar de băutură, mai ascult și o muzică patriotică. Bă, cu România treceți batalioane, chestii de astea. Dar alea la băutură, când te mai destin și tu, te mai deconectezi de problemele de zi cu zi. Da? Dar totuși, când avem mintea limpede și când vorbim serios, vorbim serios, bănele. asta e toată chestia. Încă o dată, Simioane, te-ai făcut de căcat cu metre. Eram în locul tău mă lăsam la fund, mă puneam știi cum e, găseam un servici liniștit, mai ales că te-ai făcut de căcat, bă, s-a făcut simion ăsta de căcat, lăsând la o parte, hai să zic că a fost vina lui, n-a fost atent să mai întâmplă, a fost, nu știu, în fi. Dar acum o să comiți o infracțiune de bună voie și nesili de nimeni? Da? Adică tu te-ai sui la volan, că mă repet, cu permisul suspendat, să te duci la, în piață, da? într-un loc interzis staționării să te duci acolo, să ți aduci autocarul acolo, să mai și alți proști după tine, așa, și să faci și scandal cu poliții. Și să tu să ții la aia hoții. Dar aia își făceau treaba, conform legii, ia de aici lege Și încă ceva. Și cu asta am zis tot. Și cum le-aș le da eu și la toți ăștia care, la toți infractorii ăștia, hoții ăștia care au furat și o dau, vai, ă, suntem persecutați politic, mafioții din guvern, hoții din poliție. Bă, nene, dacă vă considerați înnedreptățiți și așa, duceți-vă, tati, la cedo. Eu dacă eram și în locul lui Simion, acum, în cazul ăsta, deschideam proces la cedo, dacă eram în locul altor de ăștia care s-au dus la pușcărie, parlamentari, politicieni de altfel, care au furat milioane și s-au stat pe împârnaie și alții sunt și acum în pârnaie. Așa și tot i auzi, vai că persecutat, că chiove și că miove și... Păi deci, de ce nu deschideți cu metre, da? Proces la CEDO. Deschideți acolo, mă, ne mâncavași gura voastră, că sunteți nevinovați. A? E, păi vezi, mă, cum e. Și-o mai zic și pastă. N-am auzit la niciun patriot ăsta, Simion și Oșoacă, Moșoacă și la mulți alții, decât la unul singur am auzit. Dumnezeu să-l odinească, Corneliu Vadim Tudor. Că toată lumea se de corupție. Păi da, mă nene, dar n-am auzit la niciunul să spunea, mă, să intre în vigoare legea ilicitului. Că până la urmă e bună și legea asta a ilicitului, nu? Adică în momentul în care ai furat șapte case, de ce nu să te duci la pârnaie să-ți confiși și averea? Să te duci 40 de ani la pușcărie, La La nimeni n-am auzit cu intrarea în vigoare a legii ilicitului. Deci ăștia sunt, bă, pe care votați. Toate cele bune să ne auzim cu bine.